just to sleep. But oh. You have to find food to eat. Bună seara tuturor! Bonsoir! La mulți ani de Ilie, în primul rând! Stimați spectatori, nu știu dacă mă cunoașteți, sunt câștigătorul de anul trecut. În viziunea mea sunt câștigătorul de anul trecut, pentru că am făcut o alegere foarte nasoală. Am venit anul trecut și înainte să vin m-am orientat pe anumite platforme, care sunt cerințele. Am observat că cel mai și cel mai tare se poartă bărbații în colanți și am decis să mă îmbrac în balerină. Dumneavoastră sunteți... Dumneamea sunt... Dumneavoastră sunteți balerina. Astăzi seara o să vă spun, am venit total nepregătit. Ăsta-i spiritul. Nu am niciun material, nu am nimic. O să vă spun o povestire din viața mea. Murim de curiozitate, respiră, relaxează-te. Sunt un pic încordat pentru că n-am făcut niciodată treaba asta. Care ai umor, Maria a deschis ușa femeilor către stand-up și a blocat intrarea. Maria poate să te convine să faci ce vrea ea, care are un papagal pe mincu. În pat, Maria este ca o adevărată felină, în sensul că e speriată de orice zgomot, te zgârie dacă pui mâna pe ea și are limbuța aspră. Poți genul ăla de om pe care îl vezi, care se uită în ochii tăi și efectiv îți topește sufletul. Ești foarte, foarte bun. Thank you. Iar voi doi împreună ați fost ceva extrem de delicios și de sweet. Foarte drăguț. Numărul? Ai la pe geașa președinte. Nu, nu are nicio legătură. Ce-a făcut, mă? Unde a fugit Berdea? Nu știu, n-am înțeles. Stai, unde fugi? O să vă spun din nou împreună la Ai Umor. Cristian are povești. Noi suntem curioși. Sperăm doar să fie ceva bun. Dă Doamne să fie ceva bun. Undeva prin 2009-2010 am venit dintr-un turneu din Elveția cu circu. Era în luna decembrie și șeful meu de trupă a primit un contract în Olanda. Nu știu ce înseamnă pentru puștii de 21 de ani contract în Olanda cu muncă și cazare asigurată. Vă spun eu. Să viziteze la Lele. Eu m-am dus să fumez. Aveam 22 de ani și... na. Era pentru prima dată. Am ajuns. Ne-am parcat pe plațul circului, cum se spune. Și am ieșit în oraș, evident. Pentru că eram... Și am ieșit în oraș. Și am ieșit decât cu un prieten. Și... m-am uitat. Ne-am plimbat prin oraș, ne-am sucit și am văzut shop-ul. Eu sunt cu engleza la pământ, ca să ne înțelegem. M-am dus, am stat sprijinit așa pe tejghia, că vorbea coleg. Ăsta vorbea, eu nu înțelegeam nimic, era coadă în spatele nostru. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți la c***ur, să fiți la caserie și vânzătoarea să treacă alea așa, tic, 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 și tu să ai o sigură sacoș? Să nu știi pe care să o bași prima și să zici, lasă că mi-ajunge sacoșa asta. Și în ultimul moment... mai ai nevoie de o sacoșă și simți că tot rândul ăla te înjură. Așa eram eu acolo, așa mă simțeam eu. Toți aia din spate simțeam că ne înjură pe noi. Nu știu dacă mă înțelege sau mă credeți, dar am fumat ceva de genul ăsta. Un centimetru jumate, ceva de genul ăsta. La un moment dat, corpul vroia, picioarele nu mai funcționau. I-am zis colegului frumos, hai să ne punem jos pe bordura aici. Cred că am stat vreo 2 ore în asta foarte mult. Până când, din stânga noastră așa, a venit un tip pe o bicicletă urlând foarte tare. S-a oprit, a aruncat bicicleta în râu și a plecat, dar foarte liniștit. În clipa în care m-am ridicat și m-am uitat spre circ, deci era la 150 de metri. Nu știu dacă știți ce înseamnă 150 de metri în starea aia. Mult! 2-4 ore, spune. Nu vreau să vă zic ce am mai pățit în seara aia, pentru că nu cred că e necesar. Nu, n-are rău. Eu am fost Cristian. Nu mă pricep foarte bine la stand-up sau la orice, la povestiri. Am venit aici nici la stand-up, nici la orice. Am venit aici pentru că
Mi s-a propus de către Chielu data trecută că vrea să vadă ceva diferit. Vă mulțumesc! Eu am să vă votez.